Rusia a preluat președinția rotativă a Consiliului de Securitate al ONU și nu a ratat ocazia să atace Statele Unite și aliații occidentali, acuzându-i că distrug globalizarea și nu se supun dreptului internațional. Între timp, Ucraina a încercat un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimea, iar forțele ucrainene par să-și consolideze pozițiile dincolo de Dnipru, în regiunea Herson, posibil semn al unei contraofensive iminente. Guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol susține că flota rusă a Mării Negre ar fi respins un atac cu drone al ucrainenilor asupra portului din Crimea de dimineață. Dar imaginile postate pe rețelele de socializare arată o explozie în portul militar, acolo unde sunt câteva dintre navele rusești de pe care sunt lansate rachete. Ucrainenii ar fi efectuat incursiunea cu drone aeriene, dar și marine. Dronele cu explozibili sunt folosite de ucraineni pentru a lovi la mare distanță chiar pe teritoriul Rusiei, după cum acuză constant propaganda de la Kremlin. De obicei, nu sunt oferite și dovezi. Acum însă au fost difuzate aceste imagini, iar agențiile de presă rusești anunță că o dronă kamikaze cu 17 kg de explozibil s-a prăbușit într-o pădure din apropierea Moscovei fără să atingă ținta vizată. Acestea sunt primele imagini cu incursiunea ucraineană la est de râul Dnipru, în regiunea Herson, în zona ocupată de ruși. Comandanții ucraineni le-au cerut jurnaliștilor și militarilor să nu mai publice imagini de pe front în perioada următoare, semn că se apropie momentul contraofensivei. De partea cealaltă, forțele invadatoare par să-și concentreze eforturile tot la Bahmut. Miliția Wagner a postat noi imagini cu luptele înverșunate de acolo. În ultimele zile, pe front au ajuns unități de elită ținute până acum în rezervă, care au luat locul unor grupuri de voluntari și a crescut numărul pieselor grele de artilerie. Краще не знати, ужасно. Багато чого можеш зробити поганого, ну не хороше, на жаль. Главное двигаться, не останавливаться. А чого? Ну, потому что постоячі мішені попасть легше. După ce au apărut imagini în care militarii ucraineni cuceresc niște tranșee ocupate de mercenari Wagner, șeful grupării paramilitare a ordonat trupelor sale să nu mai ia prizonieri. И будем просто уничтожать всех на поле боя. Dar așa cum susține statul major al armatei ucrainene, între mercenarii Wagner și soldații ruși ar fi nu doar tensiuni, ci și conflicte de-a dreptul, cu arme de foc în regiunea Luhansk, cu răniți de ambele părți. Și potrivit Kievului, diferitele forțe rusești încearcă să-și paseze responsabilitatea pentru pierderile de pe front și erorile tactice. И обеспечить, безусловно, обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам не важно, к какой категории человек относится, важно, как он относится к родине. Rusia deține președinția rotativă a Consiliului de Securitate al ONU și Sergei Lavrov a condus prima reuniune, unde n-a ratat ocazia să critique Occidentul. Сейчас ООН-центричная система переживает глубокий кризис. Первопричиной стало стремление отдельных членов нашей организации подменить международное право и устав ООН неким порядком, основанным на правилах. В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики. Pe de altă parte, Ministerul Chinez de Externe a reacționat după scandalul diplomatic provocat de ambasadorul Chinei la Paris, care a pus la îndoială că fostele republici sovietice ar avea un statut reglementat, dar și apartenența la Ucraina a peninsulei Crimea anexată de Rusia în 2014. 中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位。苏联是联邦制国家，对外作为一个整体具有国际法的主体地位，这不否认苏联解体后。 Între timp, o femeie suspectată de implicare într-un atentat cu bombă la o cafenea din Sankt Petersburg, care a ucis un blogger militar rus, a apărut astăzi în fața instanței la Moscova, unde a cerut degeaba să fie judecată în libertate. Суд апелляционной станции постановил об избрании в отношении Треповой Дарьи Евгеньевны меры пресечения и заключения по стражу оставить без изменения. Bloggerul Vladlen Tatarski, un înfocat partizan al așa-numitei operațiuni speciale ruse din Ucraina, a fost ucis acum 3 săptămâni într-un atentat cu explozibil la o cafenea din centrul istoric al orașului Sankt Petersburg.